Rețeaua de hoți de combustibil din regionala CFR Timișoara a atras de-a lungul timpului marea majoritate a angajaților. Din această filieră făceau parte conducerea, liderul de sindicat, mecanici de locomotivă, dar și un polițist. Grupul infracțional este bănuit că încă din anul 2010 a sustras cantități uriașe de motorină din gestiunea unității. În această activitate au fost atrași de-a lungul timpului marea majoritate a angajaților depoului de locomotive Timișoara, care aveau fiecare un rol în activitatea infracțională, în funcție de poziția ocupată în cadrul unității. Activitatea grupului infracțional a fost sprijinită și de către un agent de poliție din cadrul Poliției Transporturi Feroviare Timișoara, suspectat că începând cu anul 2014 a facilitat activitatea de sustragere de combustibil din incinta depoului. Valorificarea combustibilului se făcea cu ajutorul unei firme fantomă, prin intermediul unor conducte subterane, dar și prin intermediul angajaților depoului, care transportau motorina cu autoturismele personale. Potrivit unui comunicat DICOT, în cauză se efectuează cercetări față de un număr de 44 de suspecți. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat până la acest moment al cercetărilor la suma de 3.997.068 de lei.